România se situează pe primul loc în topul deceselor premature în Uniunea Europeană. Potrivit raportului Eurostat publicat astăzi, 80,1% dintre decesele înregistrate la persoane sub 75 de ani în anul 2016 ar fi putut fi evitate prin programe de prevenție, însemnând controle medicale periodice, dar și prin tratamente eficiente. În Uniunea Europeană, 2 din 3 decese înregistrate la persoane sub 75 de ani ar fi putut fi evitate, se arată în raportul Eurostat. Astfel, 1.200.000 de astfel de decese sunt considerate premature. Conceptul de mortalitate evitabilă are la bază convingerea că anumite decese ar fi putut fi evitate dacă ar fi existat un sistem public de sănătate eficient, dacă s-ar fi realizat intervenții de prevenire și tratamente eficiente. În România, peste 89.000 dintre decesele totale înregistrate în anul 2016 în cazul persoanelor sub 75 de ani, însemnând 80,1%, ar fi putut fi evitate. La acest capitol, România este urmată de Slovacia cu un procentaj de 30,8%, Lituania cu 30,1% și Bulgaria cu 29,7%. La capătul opus al clasamentului, cu cel mai mic număr de decese tratabile, se situează Franța cu un procent de 19,3%. În cazul deceselor care puteau fi evitate prin programe de prevenție, România a înregistrat un procent de 48,2%. Primele locuri la nivelul Uniunii Europene sunt ocupate de Slovenia cu 53,5%, Ungaria cu 51,7% și Estonia cu 50%. Rata cea mai mică de decese ce ar fi putut fi prevenită a fost înregistrată în Polonia și în Italia, ambele cu 40,8%, Malta cu 39,9% și Bulgaria cu 35,4%. Printre cauzele principale ale deceselor ce ar fi putut fi evitate se numără atacurile de cord cu un număr de 174.000 de decese, cancerul traheal cu 168.000 de decese și accidentele vasculare cu 87.000 de decese.